Salutare oameni buni și bine v-am găsit. Vă salut pe toți cu căldură și vreau să vă prezint cum sigilem noi partea care este cea mai afectată de de foc la aceste sisteme de încălzire. Noi aici avem după cum vedeți și dumneavoastră, o placă de foc care rezistă la 1500 de grade pe durată nelimitată. Deasupra plăcii de foc mai avem o bucată de nefalit de 5 cm grosime, placa de foc are 4 cm grosime, nefalitul are 5 cm grosime. Deasupra a două cărămidă de acolo, te rog. Deasupra vine așezată tabla, iar în total, înglobează 9 cm de protecție, așa oferim protecție, așa facem noi protecția, iar cărămida va veni pusă aici în acest fel. Astfel tabla va fi protejată și nu va avea de suferit în, în nu va avea de suferit uh, iar în acest fel ea... Va fi protejată împotriva temperaturilor extreme care sunt în acest loc. Partea de sus, noi folosim un adeziv refractar care și el rezistă la foc deschis, atenție, la foc deschis pe durată nelimitată și la plus 1500-1800 de grade, se poate, poate rezista și la 2000 de grade pe o durată mai scurtă. Noi nu vom avea aici aceste temperaturi. Noi din câte vedeți, așa am făcut uh, această zonă, acolo aerul secundar este înfundat. Va trebui să-l desfundăm, vom face acest lucru înainte de a suda tubul de ridicare. Noi am centrat această placă de 5 mm grosime, da. Vedeți? Am protejat-o cu acest silicon refractar, iar după ce vom așeza tubul de ridicare și vom haftui placa, o să vă arăt cum arată toate acestea la final. Haideți să vedem cum facem. Am terminat de izolat, de protejat acea zonă. Așa arată. Noi l-am centrat deja, după cum avem nevoile noastre. L-am și haftuit în două locuri, pentru ca să nu miște. Acum, un lucru foarte important și bine de știut. Prima dată se studiază tabla. După ce sudăm tabla, vom suda tubul de ridicare. Dacă facem această lucrare invers, vom avea surpriza să vedem că și tubul nostru de ridicare va pleca ori la stânga, ori la dreapta. Așa că vă recomand și vouă să faceți în tocmai și o să aveți succes deplin. plin. Încă o dată vă arăt, ca să aveți o idee, așa se protejează și așa ar trebui să protejăm această zonă. Acum este un avantaj major pentru că nu o să avem treabă cu această tablă niciodată. Nici cu tubul de ridicare. Care este dezavantajul? Dezavantajul va fi că pornirea va fi mai lentă. Pentru că nu o să se poată încălzi atât de repede. Ea va porni, va merge, însă doar treptat. Pentru că tirajul va fi maxim abia după ce se va încălzi tubul de ridicare undeva la 3-400 de grade. Abia după aceea va funcționa în parametrii optimi. Asta undeva la 10-15 minute de la aprinderea focului în funcție de combustibilul folosit. Da? Așa arată. Grătar masiv din 14 făcut. Mai urmează să-i mai punem aici niște colțare de uzură, care pot fi înlocuite oricând. Da? Aceste colțare de uzură, această placă poate fi extrasă și înlocuită. Nefalitul va rămâne aici lipit de placa superioară, dar nu va fi cazul să se facă această intervenție decât dacă această zonă va fi lovită. Dar și atunci avem încă o protecție în această zonă. Cărămizile sunt de cea mai bună calitate, sunt scumpe, căutați pe internet și o să vedeți cât costă o placă refractară de 30 pe 50 și o să vă convingeți. Vă mulțumesc așadar pentru că m-ați urmărit, iar până data viitoare, Vă salut pe toți cu multă stimă și căldură. La revedere!